Asta n-ar fi spus niciodată, Tavi Urzule. Doamne și domnule, cuplul centenarului. Ce naiba, să o ardem cu centenarul dacă e până la capăt. Dacă vrei tu, eu. Intră astăzi la Prieteni la 11. Lidia Buble și... și Răzvan Simion! Așa de fel. Da, sunt sigur. Hai să ne salutăm ca și cum nu ne-am văzut astăzi. Ca și cum nu ne-am văzut, da, ce ați venit. E sunt fată faină. Să rămână doamnelor, cum și pe cei de acasă. Da. O bucurie în regie, probabil e o bucurie. E, o... e uite-ți frate. Browniană. N-am cască. Îți transmite toată lumea gândurile de bine. Da, da. Mi-am pus cască pentru că sunt de azi dimineață sunt colegii mei foarte jucăuși. Te întreabă unde ți-ai lăsat bentița? Păi dacă la prezentarea ta am crezut că intre formația sau voi. A zis că sunteți cuplu centenarului. Auzi, păi da, 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 da. El s-a gândit bine că Lidia are 25 și eu cu 75. Dar suta. Chiar alaltă, am primit un mesaj. Chiar alaltă, am primit un mesaj în care am fost comparat cu trăpasă. Sunt ților în sălbe. Plus că și Dani ne-a mai spus asta. Ne-ar trebui 1000 de ani să reclădim. Întreabă-i de ce am citit eu de asta. Da, de asta, de asta. Urte de a citit, urte frumoase cum ar veni, dacă vă căsătoriți sau nu. Că au scris ziarele cum că ai cerut-o de nevastă. Au scris ziarele, da. Ele da. Scriu, i-am indus în eroare cu niște imagini din Mauritiu, din Maldive. Nu știu unde a fost. Și cu o ceremonie pe care am făcut-o acolo și pe care o să o încărcăm pe YouTube-ul Lidiei, că ne-am făcut de ceva timp YouTube și prietenul nostru Gusti Roman mă roagă într-una să zic de YouTube-ul ei și o să zic eu că ea o să uite. Dar îți dau altă idee, e mai bine, fii atent cum facem. Noi o să avem, o să botezăm prima noastră finuță. Așa. În primă. Lidia. Pe care o cheamă Lidia. Dacă era băiat, trebuia să cheme Răzvan și Dani. Așa a fost convenția cu părinții. Zic, bă, dacă e, nu știam ce e. Și am zis, dacă e băiat, să cheme Răzvan și Dani, să se numească. Dacă e fată, să o cheme Lidia. O cheamă Lidia și va fi prima noastră finuță. Și da, de aici o dai. E cum ați putea... E voie să botezi dacă nu ești căsătorit, e voie, nu? Ai văzut? Bravo! Da, așa bravo. O dai, stai așa, zic, băi, stai un pic, dar pot să voi botez cum dacă... puteți să... Păi nu știu, mă, vedem, cerem o dispensă, înțelegi? Ca să scrie după aia, aha! Am înțeles! Da, te mai joci cu... ce, nu te joci cu presa? Ba, da, tu, voi vă jucați veneam, cu presa? Când veneam noi la tine la conferința, la conferință. De presă... A fost? Da, 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 prima emisiune de promovare, acolo ne-au dus. Și care a fost cea mai nasoală întrebare de acolo? Păi n-aveau cum că ne cunoșteam cu personajele și ne cunoșteam și azi și n-au dat în noi. Da, chiar, da, că a fost prima emisiune la care, care ați venit. Da, și era un fel de judge, așa știi, adică ea hotăra dacă dăm tare sau... Colega? Da. Colega, cum? Ce, mă, temperam lucrurile acolo să fie toată lumea bine, dar să știi că Dani a mai venit după aia, tu n-ai mai venit. Dani e Dani. E toată lumea. Bă, n-am cască, mă simt așa liber, liberat. Lidia, zi-mi de imaginile pe care le văd aici, de unde sunt? Cred că de Maldive, acolo. Doamne, că abia aștept să mă reîntorc. Este ceva de vis acolo, trebuie să mergeți neapărat. E de văzut. Deci au planul să se mai ducă, dacă ai interes, da. Să mă reîntorc. Da. Ce? Lidia, Lidia, stai puțin. Doamne, Doamne, ferește, atacă, de atacă. Păi, de adevăr că știi că eu sunt mai slabă, Doamne. Și dau tot din casă. Vreau să-mi lăsă.